Salutare! Acum o să vă arăt cum se comportă pe boxă masculul ăsta, deși tânăr nu are decât 4-5 luni, maxim 6, nu știu exact, că nu le țin minte, nu notez nicăieri data în care au ieșit nou, data în care voi ieși la zbor, că nu mă interesează, sincer. Cum trebuie să se comporte un raptor pe boxă, un porumbel hoț pe boxă? Ei, îl punem în primul rând, îl scoatem din boxa în care se odihnește, boxa lui, adică alea de acolo. În asta stă el pe timpul nopții și pe timpul zilei când nu-i scos la furat. Când îl scoatem la furat, punem boxa de captură, da? El acolo trebuie să fie obișnuit în modul normal. Când îl scos din boxa lui și îl pui în boxa de captură, el știe ce are de făcut deja. Bun, și atunci luăm o femelă. Au văzut-o deja, au văzut-o la mine în mână și deja au început să curteze. Ei, acum deschidem frumos cușca de captură și arătăm femela. Îl lăsăm să cânte, să facă ce vrea el. Dar de fapt eu altceva urmăresc. El trebuie să se liniștească, să se ducă în box, să înceapă să o cheme. Abia în momentul ăla o să-i o dăm. De vreo 2 zile am început să lucrez cu el treaba asta. Și el deja știe că n-are sens să turuie prea mult, să iasă, să umfle la femelă, că eu dau abia atunci când el se așează acolo pe boxă și asta se va transforma într-un instinct pe care îl va pune în practică și cu capturile. Mult mai repede o să intre o femelă pe boxă dacă masculul se așează în fundul boxei și începe să o cheme, decât dacă el tot iese impunător pe gură la boxă și se umflă la ea și masculul a început să cheme de la. În momentul ăsta îi dăm femela. Nu, 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 încă nu. Femeala e aici între timp, el o vede. Când iese așa la ea, ea nu luat-o. Îl lăsăm să se ducă frumos înapoi la locul lui. Asta e un joc al așteptării și trebuie să filmezi tot comportamentul până când el se... Așa, să fie filmulețul cam plictisitor, de dimensiuni mari, dar na, asta e. Femeia era aici când el a ieșit. În momentul când iese așa, eu iau. Și eu dau abia când se pune înapoi și cheamă. Nu așa. Ne apropiem de 5 minute, cât are videoclipul maxim și așa că o să continuăm în următor.